cei care vor sta așa și vor aștepta să vină investitorul vor avea de pierdut. Și vă dau două exemple ca să înțelegeți. Și cu ocazia asta să răspund și celor care zic, domnule, că nu sunt investiții. Asta e filozofia. Ce a fost mai înainte? Ou sau găina? Ce faci? Întâi investitorul și după aia locul de muncă sau invers? Da. Nu. Întotdeauna există o dinamică în această relație. Segmentul țintă pentru noi, în momentul de față, le reprezintă elevii de liceu, reprezintă cei care au absolvit liceul și sunt pe drumuri și, nu în ultimul rând, studenții. Da? Și cei care absolvă studii superioare. Ce le propuneți? Le propunem un sistem simplu. Când zic le propunem atât tinerilor, dar le propunem și tuturor celor care pot avea o contribuție cât de mică vis-a-vis de tineri. Pentru că oricât de multe eforturi aș face eu și echipa mea, nevoia de asistență, de orientare, de consiliere, de educare, de formare, de acces la locuri de muncă este uriașă. Eu nu pot face. Și atunci am venit și am pus pe masă o platformă similară cu faimoasele platforme de comunicare și socializare, Facebook, Twitter și așa mai departe, o platformă însă la care instituții, cum ar fi firme, universități, licee, autorități locale, centrale, ONG-uri, comunități de elevi, de studenți, se pot înregistra în această platformă, pot veni cu informații și cu servicii către tineri. Tinerii la rândul lor pot intra în acest sistem și pot adresa sau culege informații și oportunități de la fiecare dintre cei care sunt aici.